Salutare dragilor, bine ați revenit la mine pe canal, eu sunt Mădălina, iar astăzi, după cum v-am promis de foarte, foarte mult timp, avem un clip cu produse terminate. Și am aici un coșuleț și nu vă gândiți că mai am lângă mine încă o cutie foarte mare cu produse. O să... Nu știu dacă... Nu, mai bine nu o iau pentru că s-ar putea să cadă pe jos. Și o să vreau să vă spun părerea mea despre ele. Ce am folosit în ultima perioadă, s-au adunat câteva recipiente și vreau să mă scap de ele. Și am zis că totuși să fac acest clip pentru că l-am promis și na, nu știu câți dintre voi vă plac genul acesta de clipuri. Dacă vă plac, lăsați-mi în comentarii sau dacă nu vă plac. Ca să știu pe viitor, poate nu vă plac genul acesta de clip și atunci nu mai are rost să le filmăm, eventual le introducem produsele terminate în daily. Și o să începem cu un prim produs care mie îmi place foarte mult și deja m-am și murdărit să mă șterg. Este vorba de această apă micelară de la Nivea. Este un produs foarte bun. Ei zic aici că ar fi cu acid hialuronic, dacă nu mă înșel eu, cu vitamina E, aminoacizi, îndepărtează ușor și rapid machiajul. Da, îmi place foarte mult. Nu este la un preț foarte accesibil din punctul meu de vedere, este undeva la 25 de lei dacă nu mă înșel. Acum nu știu exact care mai sunt prețurile prin diverse magazine, doar că este un produs care îndepărtează foarte bine machiajul. Dacă nu mă înșel, mai am încă un recipient pentru că mi-a plăcut foarte mult. Acum am schimbat, am luat altă apă micelară și voi fi curioasă și de aceea. Dar per total îndepărtează foarte bine machiajul și nu rămâne tenul uscat după îndepărtarea machiajului cu acest produs. O să le auziți puțină gălăgie pentru că eu o să le dau undeva jos. Iarăși, cred că mai am aici puțin produs, este acest gel de duș care v-am spus eu de nenumărate ori despre el. Nu usucă pielea, curăță foarte bine, are un miros plăcut, este la un preț accesibil. Le găsiți în magazinele și pe site-ul celor de la DM. Aici scrie că ar fi o cremă de duș cu lapte și lămâie, care hidratează și previne uscarea pielii. Acum, uscarea pielei, că o previne, că nu o previne, eu nu am văzut acest aspect, dar mi-a plăcut per total acest produs și cum miroase. Că la mine produsele, dacă nu miros ok, nu pot să le folosesc. Aceasta este strict părerea mea. Aici am un cleanser, da, nu cleanser, cleaner, pardon, de la Cupio, care îndepărtează acel strat lipicios de ojă semipermanentă sau alte reziduri de pe unghii. Mai am un produs care mi-a plăcut foarte mult. Este de la Cosmetic Plant. Este un cleanser gel cu 5% niacinamide și aloe vera. Curăță foarte bine. Rămâne pielea foarte faină după folosirea acestui produs. Nu știu, nu mai am acel produs. Am folosit de la ei un peeling de față care eu nu m-am înțeles cu el și mi-a iritat tenul foarte tare, dar acest produs mi-a plăcut. Deci sunt produse care se potrivesc tipului meu de ten și sunt produse care nu se potrivesc. Din acest motiv am și renunțat la acel produs și l-am dat unei prietene care ea are tenul gras și uneori cu probleme și atunci automat poate pe ea o ajută. Nu știu ce să zic. Aici am o mască despre care v-am mai vorbit eu despre ea. Este o mască de la Beauty of Johnson cu, nu mai știu, centelia asiatică, și că ajută la calmarea pielii cu extract de ceai verde și extract de arnică și cu 3 tipuri de acid hialuronic. Sincer, din toate măștile pe care eu le-am încercat până în prezent, aceasta mi s-a părut cea mai faină mască. Am luat-o și de pe Skin Guru cu 14 lei, sincer, am dat cam mult, dar am găsit-o iarăși în DM la 10 lei, 9 lei și ceva și mi-am luat două, o să vedeți în daily, dar este un produs foarte bun, am văzut o diferență după ce l-am folosit și îmi place foarte mult și cred că e singura mască pe care am recumpărat-o și a doua și a treia oară. Deci da, este un produs care mie îmi place foarte mult, o să-l pun puțin aici să nu curgă din el, sper. Un alt produs la care eu nu am văzut mare lucru este această mască cu acid hialuronic de la Saem, nu știu dacă îi pronunț bine, e ceva corean sau, da, corean. Este o mască cu
acid hialuronic, dar nu am văzut o mare diferență, adică nu am văzut să facă tățească cu ceva pielea după ce o folosește. Adică, nu știu, să fie mai hidratată, să fie mai luminoasă, să fie ceva. Nu am văzut, spre deosebire de cealaltă care îmi lasă tenul foarte fin și foarte hidratat și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mai am un produs, un șampon pentru covoare și tapiserii. Eu îl folosesc la spălat preșurile și la covoare și la pete, având pisinci, automat trebuie să le spălăm în fiecare săptămână. Și acest produs îmi place, curăță, este ok, face spumă, de pe vremea lui mamaie și tataie îl folosim, să zicem așa, și ai mei când eram mică spălau covoarele din casă cu acest produs și probabil de acolo mi-a rămas, curăță, adică e un produs pentru tapiserii și covoare. Mai pe scurt, am terminat și acest gel cleansing fresh, gel pentru zona intimă, știți părerea mea despre el. Este un gel care curăță, nu provoacă alergii sau alte chestii. Mi-a plăcut per total, nu a fost un produs rău, dar da. Au. Am avut vreo 3, am dat și la o prietenă într-un cadou și am pus și unul mami. Deci da, pe total mi-a plăcut produsul. Aici avem o mască de la Organic Shop. Așa este masca, este cu banane. Sincer, mi-a plăcut masca aceasta. Hidratează, părul miroase bine după ce o folosești, dar nu la nivelul la care mi-ar fi plăcut mie. După cum vedeți, am mai tuns din el. Știți că părul meu era un pic mai lung, acum l-am mai tuns pentru că vârfurile erau super, super degradate. Este o mască de păr cu banană și iasomie, zic ei aici, care ar ajuta la ca părul să arate mai atrăgător. Da, nu știu, mie nu mi s-a părut că a făcut o foarte mare diferență. Lasă, dar nu la nivelul la care mă așteptam eu și la care vroiam eu de hidratare a lungimilor. Și după cum știți, vestitul Lenor, care miroase absolut divin și l-am recumpărat și cumpărat. Doar că în ultima perioadă nu l-am mai cumpărat pentru că mi se pare că în magazine, în momentul în care nu este sigilat recipientul, ceva se întâmplă, Lenorul este mult mai diluat, nu mai este aceeași consistență și dacă nu-l găsesc la recipiente de două sigilate, nu cumpăr. Adică evit să mai cumpăr balsam de rufe dacă nu este sigilat, adică se poate mirosi oricând, la orice oră, pentru că mi se pare că se umple la consistența lui. Nu știu, ceva se întâmplă, nu dau vina aici pe nimeni, doar că să iei un recipient din acesta, din Lidl și unul din Kaufland și ambele să miroase diferit, același produs, unul să aibă un miros mult mai puternic și unul să aibă un miros mult mai slab și ca și densitate este mult mai slab, adică grosimea lui, nu știu cum să vă explic să nu greșesc, mi se pare că este o problemă. Acum, că e o problemă de la furnizor, că este o problemă cu magazinul din care cumpărăm, nu știu. Asta este strict părerea mea. Nu știu dacă ați constatat și voi problema aceasta. Aici mai avem așa. S-a pus și praful pe ele de când așteaptă săracele să fie arătate aici în clip. Avem o mască cu unt de cacao de la Ziaja. Nu știu dacă pronunț corect. Mi-a plăcut masca aceasta, sincer. A hidratat. Și miroase, fetelor, Doamne divin, mai este acolo un pic, am lăsat doar ca să-mi aduc aminte de miros. Mi-a plăcut foarte mult, mi se pare că miroase bine. Nu știu, produsele de la Ziaja în ultima perioadă, mi se pare că miros foarte bine și hidratează. E o mască destul de accesibilă, undeva la 20 de lei și aceasta la fel, tot la 20 de lei, adică mi s-au părut niște produse accesibile. Știți că rămăsesem eu datoare cu un feedback legat de acest șampon? Ei bine, este un șampon bun. Curăță și îndepărtează foarte bine de pe scalp impuritățile, să zicem așa. Lungimile nu rămân uscate. Mi-a plăcut. Nu știu de ce nu l-am mai recumpărat. Nu știu să vă spun, doar că nu am mai întins mâna spre el în magazine. Aici zice că este un șampon pentru scalp cu tendință de îngrășare și lungimi uscate, cu cărbune activ și ulei hidratat din semințe de chimen negru. E un produs bun, îl recomand. Nu am avut și masca, eu am avut balsamul de la ei.
Masca nu am avut-o, dar mă gândesc pe viitor să recumpăr acest produs pentru că mi-a plăcut. Aceeași poveste, același cremă de duș, v-am mai zis și mai înainte. Aici avem un balsam pentru părul blond de la Balea. Este un balsam destul de accesibil, undeva până în 10 lei. Descurcă părul binișor, dar cam atât. Adică este pur și simplu un balsam. Nu vă oferă hidratare, nu oferă absolut nimic. Și un produs care nu-mi place și este horror pentru mine și nu o să mai recumpăr produsul acesta. Este acest șampon uscat care pătează părul. Mi se pare că și usucă, îl încarcă foarte tare. Nu mi-a plăcut și nu-l voi mai recumpăra. Nu știu voi care este părerea voastră cu aceste șampoane uscate, câteodată este necesar pentru că da. Se întâmplă să spăl părul de 3 ori pe săptămână, se întâmplă să nu, că nu am timp. Și atunci aplic șampon uscat pentru a mai ține o zi, două. Doar că câteodată, dacă dau despre genul acesta de produs, evit să mai aplic pe păr. Mi se pare că usucă foarte tare. Bine, în general șampoanele uscate usucă, dar da. Aici avem un șampon Sebum Control, care i-a plăcut foarte mult lui Gabi. El l-a folosit, eu nu l-am folosit, l-am testat, mi s-a părut că nu-mi place, mi s-a părut că nu face mare diferență, dar lui i-a plăcut foarte mult. Ba mai mult mi-a zis, hei, când te duci prin DM, să-mi iei și mie acest produs. Nu l-am mai găsit. Acum, când mă voi duce, mă voi uita după el, pentru că i-a plăcut foarte mult și a zis că e singurul șampon care i s-a părut că vede o diferență pentru părul lui cu tendință de îngrășare. Aici mai am un șampon purificator și acesta este un șampon foarte bun și îmi place foarte mult. Mi se pare că a făcut o diferență pentru rădăcini grase și lungimi deshidratate cu acid hialuronic și acid salicilic. Este un produs foarte bun, la fel ca și acesta. Mi se par două produse foarte bune și la un preț destul de bun, dacă e să mă întrebați pe mine. Curăță, îndepărtează bine excesul de sebum. Acum, da. Am mai încercat și eu pe viitor alte produse, că dacă aș veni în fața voastră cu, bine, și la un moment dat cred că și părul se obișnuiește, nu știu, asta e părerea mea, așa se prezintă părul meu, dacă folosesc un șampon o perioadă lungă de timp, mi se pare că având vârf, firul subțire și scalpul gras, automat mi se pare că nu mai face față. Mai avem aici un Lenor, care la fel îmi place foarte mult, din acesta albastru, care, din ce mi-aduc eu aminte, miroase foarte bine. Da, știu că l-am luat din Lidl, a fost ok, am impresia că au fost două din alea lipite, dar unul l-am aruncat, că nu o să păstrez toate recipientele. Miros bine hainele după ce le scos din mașina de spălat și nu este foarte înțepător. Și tot pe partea aceasta de îngrijirea hainelor, avem aici Cocolino. Acest Cocolino, fetelor, miroase absolut minunat și el la rândul lui. Și am zis să-l aduc în atenție. Nu știu cu ce să-l asociez. Efectiv, miroase a un parfum. Nu știu unde am mirosit acest parfum. Undeva într-un magazin, cred că din mall, nu mai țin minte. Cu floare de gura leului și paciuli. Dar miroase, nu vă puteți imagina și cum miros hainele după ce le scoți, Doamne, divin! Mi se pare că acesta miroase mult mai puternic decât acel albastru. Dacă vrei un balsam de rufe mai subtil, cel albastru e mai ok. Dar da, aici ce mai avem? Un gel de duș de la Pharmacy, curăță. Mie, sincer, nu mi s-a părut în ultima perioadă că mă mai înțeleg cu el, pentru că mi se pare că mi-a uscat foarte tare pielea de pe corp și atunci nu-l voi mai recupera. Sincer, am spălat litiera la pisici. Gabi nici atât nu-l folosește că nu-i place. Da. Am aici un gel de duș de la Misu, dacă pronunț corect, cu vanilie și cu cocos. Miroase foarte bine. Dacă aveți ocazia să-l încercați și-l găsiți la voi în magazine, este un produs foarte fain. După cum vedeți, am apă în el pentru că l-am folosit pe tot. Eu l-am primit cadou de ziua mea de la verișoara mea și mi-a plăcut foarte mult. Am mirosit bine. Eu sunt, știe că sunt fan cosmetice, produse și tot ce ține de îngrijire și automat mi-a luat. Ce vă spuneam, am și balsamul care mi-a plăcut foarte mult de la acest Elsev. Hidratează, sincer, față de celălalt de la Balea. Mi se pare că lasă firul mult mai
fiind mai ușor de descurcat, mai moale așa la atingere după ce îl usuci și nu-l lasă așa foarte scârțos, nu știu cum să, dacă e un cuvânt potrivit, dar mi-a plăcut. Din categoria SPF avem acest Elmi Plant care efectiv mi-a plăcut, l-am consumat pe tot, mai am puțin aici, mi se pare că mai am puțin aici, cred că aș putea să tai recipientul și să mai folosim din el, de ce să-l aruncăm. E un SPF 50, senzitiv, mi-a plăcut, l-am folosit și un produs foarte bun. Un alt produs pentru îngrijirea tenului este cu retinol și bakuchiol, dacă pronunț corect, de la Balea. Este o cremă, parcă, da, o cremă de noapte. Uitați, produsul acesta este efectiv minunat. Nu l-am mai găsit în magazin, mi-a plăcut foarte mult. Intră repede în piele, pielea rămâne așa hidratată, nu-mi rămâne tenul uleios. Urăsc când aplic o cremă și nu intră repede în piele sau rămâne tenul uleios și nu știu, nu se usucă, nu intră repede în piele. Înțelegeți de ce vreau să zic? Doar că este foarte accesibilă și la un preț foarte bun și mi s-a părut și textura ei foarte ușoară, așa fluidă. Nu știu, mi-a plăcut foarte mult oricum. Atât. Am aici o pastă de dinți care îmi place foarte mult și am recumpărat-o și în momentul de față o am. Este pentru pete de cafea și pete de ceai. Aici spune și pentru cei care fumează, dar da, eu nu fumez. Nu mi se pare că este gustul ăla foarte intens. Acest lucru îmi place foarte mult. Prima dată când am folosit-o nu mi-a plăcut. A fost așa o dragoste love-hate, pentru că mi se părea că nu face nimic și da, dacă folosești 2-3 zile și ți nu se pare că face nimic, dacă nu folosești pe termen lung, cum mai vrea să facă ceva? Clar nu vezi rezultate după 2-3 zile, dar eu aveam așteptări din alea, wow! Și din acest motiv am folosit-o atunci, am folosit altă pastă de dinți și am văzut ceva schimbat și după am revenit la ea. Acum o să revin după această dragoste pe care o am eu cu pasta aceasta de dinți și o să vă explic dacă totuși este o diferență sau nu, pentru că încă nu sunt 100% convinsă. Aici am un anticalcar, o soluție pentru băi de la Dentmit din gama celor de la DM. Este un produs care îndepărtează foarte bine calcarul și cam atât, curăță. Mi-a plăcut, l-am recumpărat și acum în baie am aceeași soluție. Aici am o paletă de la Pharmacy care a expirat pentru că nu am mai folosit-o și i s-a schimbat mirosul, cam așa arată și o voi arunca. Are produse bunicele, vedeți, a fost produsul cel mai folosit. Acesta a fost produsul care a fost cel mai folosit. Mi-a plăcut, destul de pigmentată, dar cam atât. Aici ce mai avem? Un mascara Zen de la Pharmacy care s-a uscat. Îmi plăcea produsul acesta și acesta cu efect 3D care sincer nu l-am mai văzut la ei pe site și acesta mi-a plăcut la un moment dat. Mi se părea că alungește foarte fain genele. Același mascara de sprâncene care știți că îmi place foarte mult și acum sunt dată cu el și mi se pare că face o diferență. Așează frumos, natural, nu încarcă sprâncenele, arată foarte bine. Și, per total, îmi place. Nuanța este... Aceasta este dark, dar eu acum mi-am luat o nuanță mai deschisă, pentru că, da, vară, se vede altfel, părul este mult mai deschis la soare. Da. Și aici am un iluminator Iconic London, care, sincer, nu l-am folosit și a expirat. L-am primit cadou într-un pachet de... Nu știu, Moș Crăciun sau ceva, nu mai știu. Stați așa să pun produsele acestea. Cam așa arată. Arată destul de bine, dacă e să mă întrebați. Ia uitați. Doar că nu l-am folosit și a expirat. Și eu evit să folosesc produsele dacă sunt expirate. Sunt persoane care încă folosesc, dar eu nu. Nu pentru că nu vreau să-mi apară coșuri, nu vreau să-mi apară bubițe, nu vreau să mă irit. Mai ales că în ultima perioadă nu știu ce s-a întâmplat, dar tenul meu este mult mai sensibil. Din acest motiv evit. Evit pe cât posibil. Aici
Aici avem o vitamina C serum care și-a schimbat textura. Din acest motiv ajunge la gunoi, dar ca și vitamina C serum mi-a plăcut. Mi s-a părut că oferă luminozitate. Acum nu vă gândiți că mi-a dispărut petele hiperpigmentare, pentru că nu încă mai am, deși eu folosesc SPF. Dar da, se întâmplă când sunt vechi, nu mai reușim să facem mare lucru decât prin, nu știu, anumite, nu știu dacă cremele fac ceva, nu știu dacă aveți pete hiperpigmentare și v-ați confrunta cu problema asta și ați scăpat de ele și cu ce ați reușit, m-ar ajuta și pe mine, dar eu am câteva apărute și de mult și cam mă confrunt cu ele, așa să zic. Vitamina C serum de la Balea, un produs bun, sincer nu l-am ținut la frigider și și a oxidat. Aceasta este problema, în rest mi-a plăcut ca și produs, intră repede în piele, din acest motiv ajunge la gunoi. Un primer care oferă luminozitate și rămâne foarte fain, se așează foarte bine make-up-ul sau fondul de ten după acest primer. Mi-a plăcut, îl am și acum, pentru că mi-am făcut stoc în vremea când, înainte să scoată ei, să schimbe ambalajele. Și mi-am făcut stoc de produsele acestea și acum mai am încă două, unul din acesta și unul din acela care ar minimiza porii. Cred că așa îi zice, acesta este pentru luminozitate și sincer văd o diferență în momentul când folosesc primer și când nu, pentru că produsele se așează diferit pe față, automat. Aici am un geluaș senzitiv de la Balea, care îmi place mie foarte mult și l-am recumpărat și în varianta spumă, sau l-am primit cadou de la ei la nu știu ce cumpărături avute, în fine, sau l-am luat cu 50%, nu mai știu exact, dar cred că este videoul pe canal. Este un gel de curățare ultra-senzitiv, curăță bine, îmi place, nu usucă pielea, un preț accesibil, îl găsiți în DM. Mi se pare că pe lângă, am avut produse mult mai scumpe care nu n-a făcut ce a făcut acest produs, sau mi-a uscat tenul, sau nu mi-a plăcut. Și automat prefer să nu, adică cred că poți face o rutină de îngrijire și cu bani puțin, mai ales având în vedere ce se întâmplă acum pe piață și cât de mult au scumpit în general absolut tot. Și cred că se pot găsi și variante accesibile, să ai o rutină de îngrijire și să fie totul safe. Da, atât pe ziua de astăzi, dar da. Lăsați-mi în comentarii dacă vă place genul acesta de clip, dacă nu și considerați că nu vă plac sau nu vreți să știți anumite informații despre produse, mai bine nu facem și ne ocupăm timpul cu altceva. Dar eu vă mulțumesc că sunteți alături de mine, că sunteți activi în comentarii. Știu că suntem o comunitate mică, sper să ajungem o comunitate mult mai mare și să ne adunăm cât mai mulți aici pe canal. Dacă v-a plăcut de mine, nu uitați să-mi lăsați un like și un subscribe, pentru că m-ar ajuta foarte mult atât și pe mine cât și pe voi să fiți la curent cu ce postez pe canal în fiecare săptămână. Acesta este un clip bonus săptămâna aceasta, pentru că am promis de atâtea ori că o să avem acest clip cu produse terminate. Vă mulțumesc de vizionare, vă pup și vă îmbrățișez.